Bună, dragii mele prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Zidana Ozacuna, bun venit pe pagina mea în bucătărie la Zidana Ozacuna. Așa, puțin, puțin ne mai adunăm, ca să fim mai multe. Simona, ești prima care te-am văzut. Astăzi este zi de duminică pentru toată lumea. Așa. Bună, bună, vă salut cu mult drag pe toată lumea și o duminică cât mai frumoasă. Bună seara, Cornelia, și o duminică cât mai frumoasă. Eu live-ul meu imediat îl trec, suntem deja aproape 200, îl trec pe canalul meu de YouTube și chiar pe, pe grupul meu Învață a găti cu mine sau cu noi. Dar totuși live-ul rămâne aici. Pagina mea de Facebook, în bucătărie la Zidana Ozacumna, apoi îl trec pe YouTube. Vă salut cu mult drag, vă transmit mult sănătate, iubire, dragoste, dar vă rog să distribuim live-ul meu ca să ajungem cât mai departe, ca să vină toată lumea cu noi aici. Așa, cred că mă vedeți bine, astăzi mai puțin așa, fiindcă e duminică, astăzi nu lucrăm, așa. Astăzi este sărbătoare, astăzi la noi se numește Lăsatul Secolului. Și n-am putut ca să nu intru să vorbesc câteva minute pe această temă. Astăzi intrăm în post, numai imediat cineva îmi distribuie live-ul în grupul Învață Găti cu noi și eu absolut totul pas cu pas. Hai în grup. Am distribuit eu deja, poți mai distribui o dată. Eu distribui pe profilele mele, că eu am două profile cu Zidana Ozacovna. Așa, cred că mă vedeți bine, se aude bine. Bună, bună, dragile mele, prea deja sunt câteva distribuiri, suntem aproape 500. Așa, atât. Eu deja, cu atâtea prieteni, deja pot să încerc să încep live-ul meu. Dragii mei prieteni, eu astăzi am o candeluță, fiindcă este duminică, este sărbătoare. La noi din mâine se începe postul Crăciunului. De aia și am intrat să vă explic câteva lucruri ce noi, gospodinele, trebuie să facem în postul de Crăciun. De mâine se începe postul, de mâine trebuie să ținem post, azi sunt mai în picioare ca să mă vedeți bine. Se aude bine, vă rog frumos, mulțumesc frumos, Nina Codrinski, așa, de mâine se începe postul, fiecare din noi trebuie să ții post. Așa, pentru ce să ține post? Am spun candela jos, așa, pentru ce să ține post, toate întrebările aici, că eu vă răspund imediat. Așa, postul se ține, în primul rând, pentru sufletul nostru, pentru familia noastră, pentru... Dacă noi avem familie, dacă noi avem copii, dacă noi avem soți și deci dacă noi vrem să avem o familie cât mai frumoasă, dar în primul rând cât mai sănătoasă, postul trebuie să-l ții toată lumea. Da, nu este obligatoriu să ții tot postul. Ar fi bine să o ții lunea, miercurea și vinerea. Eu sunt ortodoxă, eu am să vorbesc de... Pe tema asta, deja multă lume au început postul, dar totuși postul se începe, trebuie să-l facem, trebuie să-l ținem pentru sănătatea noastră. Să aude bine, mă mulțumesc frumos, Luminița. Să transmit un pic. Așa, dragii mei prieteni, eu dacă vorbesc de post, eu dacă vorbesc de dietă, dacă vorbesc de detox, întotdeauna mă stăruiesc să vorbesc cât mai sănătos. Pentru noi, femeile, de arăta bine. Sunt diferite detoxuri. Este detoxuri numai cu sucuri, este detoxuri cu vitamine, sunt detoxuri cu complexe de vitamine, sunt detoxuri pe terciuri, sunt detoxuri, deci chiar pe carne sau pe pește. Dar nu uităm că este un detox, un, să zicem așa, un post sufletesc a sufletului. Noi trebuie să-l ținem, noi trebuie să fim sănătoși, noi trebuie să-l ținem pentru inimioara noastră și sufletul nostru. Astăzi să mulțumesc frumos. Astăzi ați vorbesc pe multe teme, nu vă țin mult aici, depinde cât timp întrebări voi avea. În primul rând, pentru mine, foarte multe doamne îmi dau întrebări enorme. Zidana, ce să fac eu, măi fată, cu colonul meu? Că eu sunt blocată și am probleme foarte cu colonul. Ce înseamnă colonul? Hai să vă explic. Pentru colon eu vorbesc foarte des în toate live-urile mele, toate le trec pe canalul meu de YouTube, dar vă rog frumos,
sunt distribuiți live-ul, să ajungă cât mai departe. Pentru persoanele care nu dovedesc să îl vadă, că sunt la lucruri, sunt ocupate, ori au oaspeți, cu moderat, eu îl las pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacuna, apoi îl vizionez mai târziu. Dragii mei prieteni, este prima întrebare care o am. Zidana, ce să fac mai fapt că eu nu pot să plec la liceu? Nu este o rușine ca să vorbim pe tema asta. Se numește colon, problema cu colon. Există foarte multe probleme a colonului. Când noi mâncăm, dacă noi mâncăm diferite, hai să spunem așa, toxine, pâine sau ceva euri, ce înseamnă euri, chimicate, noi ne blocăm la burtă. Noi blocăm la burtă și începe a crește burta, ne umflăm, în primul rând, să umflă burta, mânuțele, tenul, ochii, fața, chiar și bărbie, chiar și gâtul, chiar și picioarele. Noi începem, avem probleme cu sănătatea noastră. Este foarte sănătos ca fiecare zi, da, să pleci la liceu. Așa. Sunt multe persoane care sunt blocate și nu pleacă la liceu chiar și cu 7 zile. Da. Se face acum, suntem moderni, foarte moderni. Se face transplant de ficale, așa se numește. Dar este foarte, foarte scump. Așa. Eu foarte mult dau la pacienții mei sau chiar un sfat gratis, uleiul de in, ceaiul de frunză de dafină, ceaiul de păpădie, vitamine. Dar, dragile mele, nu este câteodată suficient. Că dacă noi avem probleme cu colonul, dacă noi nu plecăm afară, dacă noi ne umflăm, și problema ce înseamnă că te umfli? Ai mâncat la o masă frumoasă cu bărbatul, cu soțul sau cine a venit în casa ta și când te-ai sculat de la masă, începi să ai o burtă umflată, mâinile umflate. Și întrebarea este, Doamne, ce-am mâncat eu atâta? Că nu trebuie să mănânc atâta, că așa de bine mă simțăm. Toate doamnele au câte o așa întrebare, câte așa o situație. Fiindcă este problema cu colonul, dar trebuie să vedem situația la fiecare. Problema cu colonul, dar mai sunt și paraziții. Dacă noi avem paraziți, în primul rând, ne doare picioarele. Dacă noi avem paraziți, într-a doilea rând, mi se umflă mânuțele, cade părul, noi nu uităm. Dacă noi avem paraziți, noi avem problema cu ficatul. Deci este ficatul gras sau chiar amorțesc mânuțele și picioarele. Sau câteodată când ne sculăm din pat sau dimineața când ne-am sculat să bem cafeluța noastră, noi până când să ne sculăm, trebuie să facem 2-3 pași, să venim în cire, ca corpul nostru să înceapă a circula sângele, apoi noi întrecem să mergem pe cărărușa noastră unde avem nevoie. Deci este foarte important să știm cu colonul. Ce trebuie să faci pentru colon? În primul rând, dragii mei prieteni, cum este mâine să începe? Deci, postul ar fi bine să ții puțină dietă. Ar fi bine să ții puțin post sau un detox. Așa. Persoanele care au, de exemplu, probleme. Doamna Galina, bună ziua! Care au problemele sau kilogramele mai în plus. Este foarte bine sănătos vitaminele. Magneziu, potasiu, vitamina C, vitamina B12, vitamina D. Acestea sunt suplimente de vitamine care este bine să le luăm pentru sănătatea noastră. Noi, femeile, nu ne gândim că da, toată viața am muncit, am făcut casă la copii, am făcut casă la bărbat, am făcut casă la fată, la ficior, la gineri sau la noră, sau, mă rog, cumpăr diferite cadouri pentru ficiori, dar mai suntem și noi. Mai este și sănătatea noastră, este foarte importantă, fiindcă noi și la 70 și la 80 de ani, noi trebuie să fim sănătos. De asta este foarte principal detoxul sau postul. Eu am o echipă foarte bună de persoane care poate să te ajute să-ți ajungă la rădăcina ta de ce tu te-ai îngrășat, ori de ce tu ai problemele foarte bune. Echipă de fete, de medici specializat. Este foarte important ca să știi. Nu că cineva ți-o vândut ceva pe interes, tu nici nu știi despre ce este vorba. Dacă medicul, dacă doctorul s-apucă sau dietologul s-apucă de tine, trebuie să fii, este acum, suntem moderni, să faci totul online. S-apucă de tine, este foarte important să știi, ajută-mă, nu știu cum, vreau să fiu sănătos, vreau să fiu frumos, vreau să fiu frumos pentru bărbatul meu, vreau să fiu sănătos pentru mine, vreau să arăt frumos ca o femeie. Noi nu suntem balene,
Noi nu suntem fiare ca să fim gras. Deci acesta ne îngrașă pe noi. În primul rând, problema cu colonul sau cu paraziții. Foarte multe probleme am de astfel de gen. Zidana, ce să fac? Eu sunt blocată. Suntem 1000 de persoane. Dacă eu te-am ajutat pe tine, pe A, pe G, cu siguranță îți dau un sfat să te ajut pe oricine din voi. Sunt foarte multe doamne în depresie. Sunt foarte multe doamne în stresuri din partea că nu avem probleme. Întotdeauna este o ieșire din situații de a face un job. Dar nu uităm că mai este și sănătatea noastră. Dar nu uităm că trebuie puțin să mai studiem, să învățăm, da? Persoanele înțelepte, hai să zicem, doamne, noi toți suntem înțelepte, dacă să o luăm la drept, da? Deci trebuie mai întâi să vadă de unde este problema voastră. Dacă la una este problema cu colonul și se umflă și la alta este slabă, dar la fel cu colonul, că nu numai decât să fii gras și să ai problema cu colonul, nu numai decât să fii deci umflat să ai problema cu colonul, este posibil că să fii și slab, dar să ai problema cu colonul. Noi trebuie să fim foarte atenți cu colonul, cu intestinul gros. Fiindcă toată lumea, în fiecare zi, toate femeile, dar și bărbații, deci trebuie să plece la viceu. Este normal și sănătos, fiindcă noi, prin viceu, prin a scoate toate toxinele de noi, deci noi rămânem sănătoși. Să îmbunătățești părul, fața, tenul, mânuțele, burta, pieptul, absolut tot. Noi femeile trebuie să fim sănătoase. Noi femeile trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Este foarte bine ca să fim sănătoase. Primul rând, dragii mei prieteni, sănătatea este un brand în ziua de azi. Sănătatea, deci poate să o promoveze oricine de noi. Dar dacă îi să mă întreb cum e ce înseamnă brand, brandul este Gucci, brandul este sănătatea noastră. Deci noi de sănătatea noastră trebuie să avem oricine. Indiferent ai tu 20, 30, 40, 70 de ani, este foarte important să ai grijă de sănătate. Dragile mele prieteni, suntem 1000 și ceva de persoane. Așa, de mâine se începe postul. Eu n-am putut să trec să nu fac acest live, dar puțin să mă mecheat, în caz este duminică. Eu n-am putut să trec cu ziua de azi. Astăzi este ziua, chiar și mâine, că să spunem la oricine, iartă-mă. Așa. Ai, mi s-a puc fiori când aud cuvântul este așa, cinstit. Indiferent că noi am greșit, indiferent că noi suntem certate cu mama, indiferent că noi avem o prietenă care nu ne iubește, indiferent că nu am greșit, dar cuvântul iartă-mă este foarte bun și tămăduitor pentru suflet. Ce înseamnă cuvântul iartă? Cuvântul iartă-mă poți să iei de la oricine. Începând, primul rând, dacă tu ai soț, dacă tu ai copii, dacă tu ai bărbat, dacă tu ai doi bărbați, asta e problema ta, asta e viața ta. Mă rog, fiecare trăiești cum vrea. Dar este foarte important de a spune cuvântul iartă-mă la cel care nouă ne-a dat suflet. Cine este? Mama, da? Mama și Dumnezeu, să vorbim la drept. Da, cum ai să mă întrezi, Dana, mama mea este moartă, da, dar în gândul tău, că mâine este postul Crăciunului, îți spui, mamă, iartă-mă, fiindcă ea de sus, de undeva, te ajută, mamă, iartă-mă, tată, iartă-mă. Este foarte important să știm lucrurile astea. De ce? Prin cuvântul iartă-mă, noi ne eliberăm din nodul de gât, noi ne eliberăm de scârba care o avem. Nu numai decât fiindcă dacă suntem bolnavi, atunci ok, nu mai spune nimănui iartă-mă, nu. Dacă ești sănătos, dacă ești bolnav, cuvântul iartă-mă trebuie să existe. Iartă-mă. Cum eu vă spun, la 1000 și ceva de persoane, că mă cunoașteți foarte mult de timp și eu fac foarte des live-urile mele și chiar și mă vizionați pe canalul meu de YouTube, eu sunt a 5-lea top pe Republica Moldova, dacă scrii top YouTube Republica Moldova, iese în bucătărie la Zidana Uzacovna. Mie nu mi-e rușine din nimeni, chiar ești mai... cu o situație mai slabă, ești mai bogat, ești mai sărac, ești mai bolnav sau ești mai sănătos. Eu vă spun la toată lumea, iertați-mă dacă eu am greșit cuiva. Așa. Și iar începem la candeluța noastră, care este la mine întotdeauna aprinsă, zi de zi. Cuvântul iartă-mă, în primul rând, te
tămăduiește, te prețuiește sufletește. Dar noi nu uităm de posturi, noi nu uităm de detoxuri când vorbim. Sunt multe persoane care are o situație mai bună. Da, și apelează la diferite detoxuri care te ajută, deci natural. Sunt diferite persoane care, să zicem, nu au bani. Noi suntem gata, echipa noastră, să ajutăm orice persoană. Cu un sfat, clar că n-ai să mă iei acum să mă bați în mesajele de pe WhatsApp, Zidana, 5.000 de mesaje, nu. Vorbim, ne înțelegem, nu am timp, este altă persoană, ca Diana Ciobanu, este o prietenă de-a mea, la fel calificată, deci în deontologie, foarte frumos vorbește. Cu siguranță eu am să intru și am să vorbesc mult de ea, cum am cunoscut-o, de ce am cunoscut-o, la cine mi-a deschis ochii, ce am învățat-o, ce m-a învățat ea. Cu siguranță eu am să vă fac cunoștință cu multe persoane care au slăbit, că am început, fiindcă multă lume mă întreabă, Zidana, am probleme cu colon și îmi pot slăbi, Zidana, am probleme cu inimă. Eu am să mă stăruiesc să fac diferite live-uri cu fiecare din doamnele care au slăbit, care eu, Zidana Uzacovna, ei le-am schimbat viața. Cum bine! Eu întotdeauna când vorbesc de sănătate, eu vorbesc natural. Eu niciodată nu stau psihotropice. Droguri, lucruri foarte interesante pentru sănătatea noastră, că nu avem drept să le luăm. Noi, femeile înțelepte, frumoase, întotdeauna trebuie să mâncăm sănătos, bine, dar să fim și curati în suflet, nu uităm. Dacă tu ești curat în suflet, dacă tu ești bun în suflet, dacă tu nu te cerți, dacă tu nu bârfești, dacă tu nu ai grijă cuiva, crede-mă, când viața ta îți vin momente roze care automat îți schimbă viața. Automat îți schimbi viața înspre bine. Ești întotdeauna la dispoziție. Da, eu promovez sănătatea. Eu promovez așa, așa. Cum mă vedeți eu? Așa, așa. E ca în felul următor. Eu acestea le mănânc, da? Cinstit. Ok. Câteodată nu le mănânc, câteodată îmi fac diferite detoxuri pentru mine a slăbi. Da, ești cu o persoană mai greu de lucrat, ești cu o persoană foarte simplă. Eu am avut săptămâna asta câteva persoane, doamne și doamne înțelepte din România, foarte înțelepte. Zidana, eu fac așa, eu cred că să mă ajut. Zidana, pe mine m-a ajutat. Zidana, eu am făcut uleiurile tăi. Zidana, nu-ți închipă cât de mult am slăbit cu tine. Da, doamna mi-a arată, a slăbit, a avut burtică, a slăbit. Nu trebuie mult, câteva. Dar sănătatea noastră este foarte important pentru noi toatele. Așa. Sunt foarte multe de acolo cu colonul iritabil. Pentru mult am să o repet și o repet de fiecare dată. Așa. Sunt foarte multe medicamente, dar naturale. Eu vorbesc natural. Te iubesc, iartă-mă, vă iert, Domnul, vă iert, iertați-mă și pe mine. Așa. Ar fi bine în acest live, cu mâine să începi postul, chiar dacă nu ai pe nimeni. Chiar dacă nu ai niciun prieten, ca să am avut o doamnă, am vorbit din Siberia, tocmai doamna Aurica, dacă este aici și cu domnul Gheorghiță, vă salut cu mult drag. Așa, puțin mi s-a sculat părul pe mâini și mi-a spus Aurica așa, o numesc Aurica, că este tânără frumoasă. Așa, Zidana, eu nu am pe nimeni, eu nu am prieteni. Credeți-mă că în aceste live-uri care le fac eu, sunt foarte multe doamne care pot să faci prietenii, niciodată nu ne-am văzut. Niciodată nu ne-a cunoaște, niciodată nu a intrat în căsuța mea sau eu nu am intrat în icoana ei sfântă în casa ei. Niciodată. Dar în așa live-uri care le fac eu, că niciodată nu arăt prostii, niciodată nu fumez, niciodată nu am băut, întotdeauna cu tratamente naturale. Aici, în live-urile mele, faci foarte multe prietene adevărate. Prieteni care sunt străini, străini pentru noi, care nu le-am văzut niciodată. Mi-au intrat aici în inimioară și eu nu pot să-i dau drum, fiindcă ea cum ar fi o soră de-a mea. Eu cu ea vorbeasc toate temele în aceste live-uri. Și Aurica mi-a spus, Dana, nu am pe nimeni. Mai pe mine, Aurica. Eu de astăzi sunt prietena ta. De aia și noi trebuie să fim buni, să convorbim, să fim înțelepți, să vorbim cu toată lumea, că să avem prieteni. Aici, în live, găsești foarte mult prieteni. Așa, aș vrea foarte bine astăzi, în acest live, astăzi, fiindcă mâine intrăm în post, toată lumea, fără rușine, cine dorește? Ok, cine dorește? Încep eu prima, voi pe urmă. Iertați-mă! Așa, dacă tu ai spus iert cineva, lasă o inimioară, acolo așa frumos, te-am iertat, Domnul să te iertă. Este lucruri foarte interesante care pe noi ne ușurează.
să știți că sunt lucruri care noi trebuie să facem așa, care nu costă nimic bani, zero bani, zero, da? Dar este foarte important și foarte frumos, dar foarte sănătos. Sufletești nou. Așa. În primul rând, hai să vorbim. Telefonul deja este afișat pentru cine să vrei să vorbească cu mine în privat pe toate temele. Problema în cuplu, problema, mă rog, că ești amanta cuiva. Nu import. Problema cu vrei să slăbești, dar nu vreau să slăbesc. Ajută-mă. Ok. Nu putem cu terciuri. Încercăm cu detoxuri, începem, dacă este problema de paraziți, încercăm cu vitamini, cu suplimente, cu vitamina B. Eu îți spun de totul, absolut, de unde să le cumperi, cum te ajut, totul pas cu pas. Ok, nu ți-am explicat, acum ți explic mai târziu, la noapte, dar ajunge, deci, și la mesajul tău. Cu siguranță, crede-mă. Așa, hai să vorbim de colon, că tare am vrut să vorbesc azi de colon, de intestinul gros. Zidana, eu sunt foarte gras. Eu am 144 de kg, eu am 130 de kg, eu am 160, dar eu am 90. Dragile mele prieteni, fiecare din noi putem să dăm jos câteva kilograme jos. Putem, numai să vrem. În primul rând, pentru ce? Sănătatea mea. Dacă eu sunt Ana Maria Daniela, ok. Sănătatea mea este foarte importantă. Într-al doilea rând, noi trebuie să ne gândim că noi avem bărbați. Așa, scuzați-mă că cu siguranță vor fi bărbați aici în live-ul meu. Noi avem bărbați. Bărbații noștri, iertați-mă, de asta este. Bărbații noștri iubesc să aibă o femeie frumoasă lângă dânși. Iubesc să aibă o femeie mândră, duioasă și înțeleaptă. Niciun bărbat, și câteodată sunt și bărbați de astfel, da? Niciodată niciun bărbat nu iubește ca tu să bârfești. Câteodată bărbații noștri... Ați concordați cu mine? Ne stupă gura. Asta este foarte corect. Să nu vă supărați pe voi. Dacă iartă-mă, vă iert, Domnul să vă iert. Dacă un bărbat vă spune, bărbatul tău vă spune că Maria, deja ești o pârșică sau o balenă. Da, este un clopoțel. Că trebuie să înțelegi că bine nu este bine. El nu se simte confort cu tine. El vrea ca să aibă o femeie frumoasă. Ok, nu trebuie să fim așa. Da? Că Doamne ferește... Dar totuși, femeia trebuie să fie frumoasă, femeia trebuie să fie gingășă, dar femeia trebuie să fie în primul rând sănătoasă. Bărbații noștri și noi iubim femeile sănătoase, asta este foarte important. Sănătatea este de gratis, numai că tu trebuie, Zidana m-ai făcut să plâng, Mărioara, salut mult drag. Femeile, dacă noi nu avem grijă de noi, dacă noi avem grijă de sănătatea noastră, de inima noastră, da, hai să zicem, da, sunt multe... Probleme cu copii, probleme cu bărbatul nostru, că este drogat, că avem copii drogați, că avem copii alcoolici. Doamne, ce aș face să pot ajuta copilul meu? Da, dar trebuie să înțelegem că vine de la noi, de la noi din suflet. Noi trebuie să știm a trăi sănătos. Da? Dacă noi, multă lume a avut COVID, hai să zicem așa, cinstit eu, Dumnezeu să mă ierte, da? Doamne, iartă-mă și păzește-mă. Eu am stat cu oameni de rând, dacă cinstit n-am și ascunde, că asta e viața, da? Toți din casa mea au avut COVID. Toți, absolut toți. Mamă, soț, soacră, soc, sorori, cumnați, prieteni. Zidana, ce să fac? Dacă cinstit, eu nu am avut COVID. Am stat cu ei la o masă, am mâncat dintr-o farfurie, am respirat într-o cameră, deci m-am plecat cu ei la... O șezătoare, am fost la plimblat, am fost în casa lor, dar eu nu am avut COVID și cu mâna pe inimă. De ce? Fiindcă eu am băgat așa ceva, ceaiuri, uleiuri, sănătate, vitamini în corpșorul meu, eu am grijă. Da, astăzi mănânc o patie, o plăcintă cu brânză, dar totuși este o situație că mâine zici, stop, te-ai oprit și hai să începem cu o dietă compost sănătos pentru sănătatea noastră. Asta este foarte important. Credeți că eu nu mănânc plăcinte? Mănânc. Credeți că eu nu mănânc un pateu cu carne ca scurg sucul de-l? Mănânc. Dar totuși, o zi, o jumate, a doua zi te-ai oprit, ai spus că nu, eu vreau să fiu sănătoasă, eu vreau să fiu bine, eu vreau să fiu bine, duioasă pentru familia mea și vreau să mă simt bine. Și nu, în ultimul rând, noi femeile trebuie să fim foarte sănătoase. Dacă noi ne îmbolnăvim, se îmbolnăvește toți din casă. Noi nu avem dreptul să ne îmbolnăvim. Orice femeie din
noi, da, eu vorbesc de femeile curajoase, toți suntem curajoase, da? Dar la câteva trebuie să-i dai câte un șut în cur ca ea să aibă grijă de sănătatea ei, ca ea slăbească, ca ea să lucreze motorașul bine, ca să nu ai probleme cu rinichii, ca să nu ai probleme cu colonă. Aceasta este foarte, foarte important pentru noi. Așa, avem un live foarte puternic. Nu degeaba pe mine mă urmărește atâta lume. Dacă ați observat cu mâna pe inimă, foarte multe live-uri că eu nu am comentarii rele. Asta este foarte bine, fiindcă pe mine o țară întreagă, un glob întreg, care mă cunoaște, mă iubesc, mai ales România. Cu un plecăciune la toate femeile din România și le iubesc enorm, eu mă închin, româncile, moldovencile, la toate, rusoaicele, ucrainencile, la toate, dar România este pe primul loc care pe mine mă urmărește. Eu sunt felul meu cum ar fi. Eu așa vorbesc și n-am să mă schimb niciodată. Eu fac undeva o greșeală. Eu nu sunt 100% de procente perfect în gramatică. Eu sunt ca voi. Eu am și eu greșelile mele, da? Dar eu mă stărui să le corectez, ca orice femeie. Eu mă stărui să nu fac greșeli. Eu mă stărui să duc o viață cât mai sănătoasă, fiindcă eu tot am suflet și tot am greșeli. De aia este foarte important noi oameni să fim buni la suflet. Noi oameni este foarte bun de a împinge, de a da un sfat frumos. Nu a să-l primească sfatul care îl dai tu. Tu îi dai puțin pe un sfat. Ok, nu-i mai dai sfat, dai la altul. Faci un bine. Caritatea este foarte important, mai ales că noi trecem în postul Crăciunului. Așa, este foarte bine. Da, femeile care au greutate pe suflet, femeile care sunt foarte greu și, hai să zicem așa, bolnav, fiindcă multă lume, multe doamne, când eu vorbesc cu multă lume, toată lumea, da, mă sună și mă scrie, Zidana, pe mine mă doare tot. Zidana, pe mine mă doare capul, Zidana, pe mine mă doare colonul, Zidana, pe mine mă doare absolut tot. Mulțumesc frumos, Angie. Dar, dragii mei prieteni, noi nu uităm că dacă pe noi ne doare sufletul, noi trebuie să facem ceva. Nu putem să stăm, am pus mâinile pe piept și am mers mai departe. Nu, aceasta nu este o situație. Nici ca acum. Dacă noi astăzi ne-am certat cu soțul, nu este o situație că ne culcăm și nu vorbim cu el și, mă rog, sunt diferite situații, mai ales un cuplu. Femeile care se simt greu pe suflet. Un sfat de la mine. Ori chiar dacă sunt bolnave, ori dacă sunt singurace, ori dacă au o scârbă, ori dacă au un lucru care nu știi și cu ea, da? Mai sunt și așa probleme și așa situații. Sau dacă avem ceva pe suflet, dar vrem să fie bine. Cumpărați un kilogram, suntem în postul mare. Candela trebuie, în primul rând, să ardă întotdeauna. Candela, prin ea, să arde toate păcatele noastre, ca să știți. Așa, și ea ne aduce bucurie, lumină în casă, lumină, bine, bucurie, răbdare, înțelepciune. Întoarcem la femei. Femeile care au greutate pe suflet. În primul rând, dragile mele, pe că suntem în post. Mâine se începe post. Cumpărați un kilogram de bomboane. Este foarte important bomboane sau fructe. Că sunt mulți copii care nu mănâncă bomboane. De ce? Eu vă explic. Dacă noi intrăm în post, noi trebuie să primim bucurie sufletească de la Dumnezeu. Binefacere, binecuvântare, da, hai să mă înțelegeți așa. Un kilogram de bomboane, un kilogram de biscuiți ajuți pentru copii nevoiași. Faci o caritate. Mai ales că sunt foarte mulți copii care au nevoie, care nu au mâncat de 2 luni de zile, deci bomboane sau dulci. Noi, mă rog, aceste care avem de toate și, Doamne, Doamne, ne-au dat de toate, sunt bomboane care noi nu-mi permitem să le mâncăm. Că să nu ne îngrășăm, că să nu prindem la kilograme, că să nu prindem la burtă, da? Dar să nu uităm că sunt copii care este principalul bomboane, fiindcă bomboane este foarte dulciuri pentru copii, da? Le-ai întins bomboane, ai dat la copii săraci bomboane. Nu la copii care au foarte mult și să le alunce la coșul de gunoi. Nu trebuie să cumperi ciocolată de 1000 de euro. Trebuie să cumperi cele mai simple bomboane sau pâine sau biscuiți. Ai făcut un pachet,
ai dat cui ai vrut tu, ai făcut un act de caritate, fiindcă noi începem postul. Noi, pentru așa lucruri, ne curățăm de răutatea noastră, de invidie, de răutate, de spurcăciune. Asta este foarte corect de făcut. Indiferent unde tu nu ai fi, în ce țară. Ok, ai o vecină, nu importă. Vreau astăzi să-ți cumpăr un kilogram de banane să le dăruiesc. Iartă-mă! Ok, te-ai dus cu siguranță, vecina asta, chiar cât de bogată n-a fi, dar un kilogram de banane le iei. Vreau astăzi să-ți cumpăr o ananasă. Ce primești tu în loc? Mai ales de la copii sau de la persoane care dai? Zâmbet. Zâmbet, aceasta este fericirea. Că tu ai venit cu farfuria de bomboane, hai să zicem așa, da? Farfuria de bomboane, iartă-mă, vreau să-ți dau de la mine un mic cadou, un mic regal, o farfurie de bomboane. Ce primești înapoi, ia să zâmbești, cum așa? Cum? Aceasta este fericirea, așa, care automat vine, sufletește la tine, care automat îți vine, că fericirea este foarte important pentru noi. Asta se numește act de caritate. Da, în ziua de azi, mulți copii nu mănâncă dulciuri, mă rog. Dar tu întreabă, poți cumpăr, poți ofer, tolerant, frumos, aș putea, te rog, aș vrea, ok. Încă o chestie, că suntem în post. Foarte multe femei au avut avorturi, au avut copii morți și au foarte multe coșmaruri. Să știți că noi niciodată, fiindcă ei deja sunt în ceruri, da, hai să înțelegem așa, ei deja sunt acolo undeva la locul lor, dar noi și lor, la sufletul lor, trebuie să ajutăm pe cineva, să le dăm lor. Noi ne-l dăm nouă, dar noi le dăm și lor, ca lor să le fie bine. Tu nu poți să le transmiți în cer, tu nu știi viața acolo, nimeni nu s-a întors înapoi să zic și acolo. Tu ai luat bomboane dulce, ai ajutat pe cineva sărac care nu are. Nu uităm că din noi sunt foarte multe persoane care au zero bani în cont, zero. Și uite, le numără bănuți cu bănuți, ca astăzi vreau să cum, mai ales mămici, care, mă rog, au trecut prin situații foarte grele. Multe din noi să înțeleagă în acest monolog și dialog al meu, da? Dar să înțelegem că au zero bani, au și cumpăra pâine. Cu siguranță, dacă tu dai pe o așa familie, pe așa copii, cu siguranță Dumnezeu îți întoarce 10-50 de ori înapoi. Asta este un post sufletesc, fericire, toată fericirea copilor care îi zâmbesc, vin la noi împreună. Suntem foarte multe. Bună ziua pentru toată lumea. Astăzi este Sfântă Duminică. Eu te urmăresc cu mult drag. Mulțumesc frumos. Dragile mele prieteni, mâine se începe postul cu mine. Dacă te apuci să vorbești și să mă întrebați multe întrebări, deci pot sta o noapte aici cu voi. Așa. Degeaba postăm dacă sufletul e rău. Foarte corect. Foarte corect spus. Așa. Dar eu mă întorc la întrebarea mea care o am deseori, colonul iritabil. Așa, pentru colonul iritabil ce este bine să ia? Foarte mult ceai. Gălbinele, eu le am pe toate. Dacă ți-i trebuie, mă scrii. Zidana, vreau așa, în WhatsApp, acolo este numărul, dar am scris și așa, ca de fiecare dată. Așa, ca de fiecare dată. Este numărul meu, numărul Zidana. Așa. Dacă ai nevoie de gălbinele, de pedicuță, de altă cimbru, leuștean, țelină, mă rog, alte ierburi, plante, toți sunt culeasă de mine. Nu gândi că eu sunt frumoasă, dar nu mă duc la strâns plante. Da, mă duc la strâns plante, la strâns cartofi, așa. Am pus gâța, baticul după cap și am mers înainte. Eu știu a munci, eu știu a strânge plante, eu știu care ele sunt. Dacă ai nevoie, mă scrii pe WhatsApp, că eu răspund pe WhatsApp la toată lumea. Ok, nu imediat, că acum sunt în live cu voi, dar mai târziu, cu siguranță, deci eu îți răspund. Așa, de orice problemă care tu ai nevoie, problema cu ficiorul, Zidana, dă-mi, te rog, ce aș putea dacă el bea, dacă el este drogat, dacă el este fumează. Așa, eu pe oricine primesc așa cum este și eu sunt gata să vă dau, deci, un ajutor. Dacă eu nu dovedesc, ești foarte frumos, mulțumesc frumos. Este cineva care îți spun, du-te la doamna aia, eu, de la Zidana Uzacuna, ea te ajută,
foarte bine ce să faci, dacă eu nu știu, dar nu s-a întâmplat în situația mea, da, sau în jobul meu, sau în lucrul meu, ca eu să nu găsesc ieșire din situații la oricine. Omul chiar care are bani, omul chiar care nu are bani, eu întotdeauna omul care e foarte bucuros, care e bucuros, care e trist, mă rog, dar eu întotdeauna găsesc o ieșire din situație, un mic ajutor. Așa, dacă ai nevoie, uitați-vă cât am eu aici. Păghicuța, se numește în limba rusă baraneț. Pentru ce este? Pentru fumat. Dar mai sunt și alte suplimente pentru fumat care le poți bea, că este așa situație. Zidana, n-a să vrei să bei. Ok, altceva. Sunt alte suplimente de felul acesta, vitamini, ca să întărească corpul, care tu poți să le cumperi. Foarte ușor. Mă scrii în privat și te ajut. Este foarte important. Că și fumatul este o problemă de aici. Și fumatul vine de la o scârbă. Persoanele sau doamnele care fumează, nu fumează, că vor să fumează, da? Dar fumează că au scârba cu copii sau copiii sunt drogați sau copiii nici nu vreau să aud sau copiii au dat afară din casă sau copiii nu au noroc. Întotdeauna este bine și găsim pentru fumat o răspuns, o întrebare, întotdeauna. Nu importă, noi suntem pe vremea de apoi, prin anii 80, ca să ne punem injecții sau stăm pe psihotropice, mă rog, da, nu suntem cu șprițuri, nu, cu seringi, da, dar acum sunt astfel de prăfulețe, care ele sunt foarte bune, te ajută la sănătatea ta, indiferent ce boală tu ai. Chiar și colonul, dar cum le bei, mai să zici? Zidana, cum le bei dacă tu ai colonul? Că eu nu găsesc, hai să zicem așa, cimburielul. Așa. Eu am cimburielul care este pentru colon. În ziua de azi este foarte greu să-l găsești. Trebuie persoana specializată, îți duc pe deal ca să-l găsească. Așa, te duci într-un magazin în Italia și-l cumperi. Nu te ajută, l-ai băut, înseamnă că nu este cimburiel. Ca și polenul. Tu cumperi polen, dar polenul nu este polen. Polenul este orez cu curcuma. Și de aia nu te ajută, da? Nu toată lumea iubește sau nu poate, nu are posibilitate să cumperi cimburiel. Așa, tipuri de pliculețe care tu le cumperi singurică, că acum suntem moderni, foarte moderni. Acum ne-au dat carduri, bani, sărăcii, bogății, dar omul ia ceea ce dorește. Omul trăiește cum dorește. Ok, eu vreau să fumez, eu mă sunt bine cu fumez. Ok, noi nu avem nimic cu asta. Fii tu sănătos și fumează mai departe. Dar sunt persoane care, de exemplu, Zidana, vreau să mă lepă de fumat. Zidana, am probleme cu asta. Întotdeauna este, dragile mele, o ieșire din situație. Întotdeauna. Niciodată nu există cuvântul nu. Că n-am să pot slăbesc. Că n-am să pot să mă dezbaier de cistită. Că n-am să pot să mă dezbaier de diaree sau de migrenă. Că noi gândim întotdeauna că avem migrenă, dar nu este migrenă, este altceva. Poate fi paraziții, poate fi ficatul, poate fi inima, poate fi colonul, poate fi o infecție în sânge care nici noi nu știm de ea. Și ce facem noi? Ne ducem la diferite spitale, facem analize, care când o analiză coasă la 200 ceva de euro, la spitale așa mari, da? Și noi nu știm ce să facem. Medicul îmi zice, dar nu știu ce să-ți fac, ți-am dat, nu te-a ajutat, nu știu ce să-ți fac. Întotdeauna stărute să mănânci cât mai sănătos, cât mai bine să fii bine dispus, duios, fă bine, niciodată nu fă rău. Dacă noi facem rău, noi ne îmbolnăvim, să știm. Persoanele care fac rău sau invidiază sau se ceartă, sunt foarte mulți vecini care se ceartă, foarte, foarte. Eu cu toate vecinile mele sunt prieteni buni, cu toate, eu nici cu o persoană nu am vrăjman sau dușman, da? Dumnezeu ne-a dat vecini ca să fim buni, ca să ne împăcăm, ca să bem un pahar de vin, ca să bem o cafea, ca să o ajutăm. Dacă n-are o pâine, să o dai. Dacă n-are un pahar de ulei, ori acolo o linguri de ulei, o dai. De asta înseamnă caritate și pe noi Dumnezeu să ne ajute. Întoarcem iară la colon. Așa. Pentru colon, dacă noi am vorbit de pedicuță sau, mă rog, de alte cimburiel, mai este uleiul de in, așa, am aici uleiul de in, făcut de mine pe canalul meu de YouTube. Da, îl iei.
Dar totuși, pe multă lume poate să nu ajute din partea că nu este colonul, din partea că este o infecție la ficat, din partea că amorțește mânuțele, picioarele, da? Noi întotdeauna trebuie să vedem de la ce este problema. Noi numai decât să te duci la spital să faci analiză ca să vezi. Da, în unele cazuri este foarte bine să faci o analiză generală. Chiar și noi, Papa Nicolau, mamografia este foarte important ca să nu fie, Doamne ferește, un cancer sau, mă rog, altceva, da? Trebuie să fim foarte, foarte atenți cu asta. Dar dacă trăiești sănătos, ești bine, bine sufletești, ești bun la suflet, nu te cert cu nimeni, nu vorbești cu nimeni. Da, știți cum este în Biblie scris? Dacă te-a palit pe un braț, îl dai pe aia să te palească încă o dată, da? Dacă noi ducem o viață decentă, înțeleaptă, cu siguranță viața noastră se schimbă. Cu siguranță la noi va fi totul, totul bine. Eu cred că m-am auzit foarte bine. Așa, bună ziua! Așa, dacă vorbim, dragile mele prieteni, să încep cu colonul, da? Colonul sunt foarte multe plante care te ajută cear. Ulei, plante. Da, mai sunt și așa suplimente care sunt foarte ieftine. În felul următor, că îți zice, Dana, eu sunt în Germania, dar nu pot să mă duc o pedicuță cu asta bănuț și să mă duc pentru pedicuța ta să mi-o trimiți. Nu. Așa, pliculeță, așa, cum am eu aici, da, le tăiem, el îți vine, le dai comandă tu, numai că tu îmi spui unde, adică cum să te ajut. Mă scrii, eu îți spun, dă-ți-le comandă de acolo ca să-ți vii. Cu siguranță te ajut. Sunt foarte naturale, mă rog, pentru lumea care vrea, le-am turnat așa, le-am amestecat cu o lingură. Așa, în felul următor, pentru toată lumea. Și ți-ai băut medicamentul tău, deci, pentru... Cristin, poți să te apropii de mine. Pentru colonul iritabil. Cristin, dacă ești aici, apropii de mine. Așa. Deci ești foarte sănătos. Ok, nu vrei asta. Le dai într-o parte. Începe cu alte, deci, medicamente. Cu alte naturale, când eu vorbesc de naturale. Sau uleiuri. Este foarte, foarte important ca să știm, da? Așa, mai este pentru colon o chestie foarte bună ca să-ți scoată toate deșeurile. Ca noi. Colonul este intestinul gros, cum am vorbit. Ca să-l scoată afară. Da? Este mușețelul. Mușețelul este foarte important. Așa, toată ziua lei, pentru liniște, pentru colon, pentru a curăța sângele, pentru a curăța ficatul, mușețelul este prin prima scară foarte bună, unde îl găsim, acum am explicat, mă scrii, deci pe WhatsApp și eu îți spun. Sunt ieftine, așa. O lese ceva, ți-a luat și pe tine, mult drag. Așa. Deci mușețelul este o plantă care este ieftină. Nici un euro nu ajută, da, dacă să vorbim la drept. Dar este foarte, foarte sănătoasă. Așa, dragile mele prieteni, încă o dată pentru cine a intrat acum. Mâine se începe postul. Eu vă rog să mă iertați. Dacă eu am greșit, cerem iertare toată lumea, unul de la altul. Este foarte important. Foarte important. Iertarea, noi ne eliberăm de păcate. Noi ne eliberăm de tot rău și de sprucășiunea care o avem. Este foarte important. Dar nu uităm de candeluț. Așa. Noi suntem foarte multe în live, ca de obicei. Așa. Vine. Cristin? Așa, este foarte important ca să mă iertați, dar și ceva s-a negrit și eu trebuie să merg înainte, vorbesc, dar... deci... Cristin? S-a făcut ceva negru, vin, te rog și mă ajut. Așa, dragii mei, prieteni, încă ceva. Dacă vorbim de color, este foarte ieftin. Dacă vorbim chiar și de oasă, este foarte de luat colagenul. Dă-mi mai lumină, mai multă lumină. Deci, calciu, toate lumea trebuie să o iei. Toate, Doamne, fiindcă ea întărește imunitatea, întărește oasele, pe noi nu ne doare. Deci, capul este foarte important. Calciu ajută la încheieturi, calciu ajută. Deci, întotdeauna ieșim, găsim o ieșire de situații ca să o rezolvăm noi. Așa, eu îmi beau pliculețul meu. Este foarte gustos. Te ajută dacă tu nu ai pedicuță sau, mă rog,
alte plante care eu întotdeauna le vorbesc, așa. Spune să mă aștept. A venit o doamnă la mine, la poartă, spune să mă aștept. 2 secunde, spune să mă aștept. Lucrurile astea sunt foarte interesante și dacă noi vorbim de sănătate, așa, trebuie să fim atente, dragile mele prieteni. Întotdeauna este o ieșire din situație. Cimbru este o chestie, cimbrușorul este altă chestie. Sunt lucruri diferite, da? Dacă noi vorbim ca să fim noi, Doamne, sănătoasă, da, este altă. Și eu aș vrea pentru fata mea. M-a scris în WhatsApp, acolo este numărul meu de telefon. Așa. Mâine începe postul, eu încă o dată spun la toată lumea. Eu n-am putut să trec cu vederea să nu fac un live astăzi, duminică. Iertați-mă, că mâine se cere iertare de la toată lumea, dar de mâine eu încep un post strict, foarte strict, un detox, cu siguranță, cu siguranță, vă promit, uitați-vă că eu vă spun, vă promit că eu voi slăbi undeva, vreau să vă slăbesc 8 kg, așa, eu de mâine încep acest detox. Eu de astăzi nu, dar mâine, că astăzi încă nu este post, eu voi ține un post pentru mine, pentru sufletul. Eu nu am nevoie să slăbesc. Dacă să o luăm drept, voi deja mă cunoașteți, eu nu am nevoie să slăbesc. Dar vreau să slăbesc ca să încerc să văd cum este. Vreau să încerc să văd, să dau un plus la sănătatea mea, la oase, la păr, la piele, la inimă, la ficat. Deci, într-adevăr, eu îl încep de mâine. Cine este încă interesant, dar mă scrieți pe WhatsApp, eu vă ajut, intrăm împreună, vă arăt ce mâncăm, cum ducem viața aceasta sănătoasă, este foarte important. Dragile mele prieteni, așa, când vorbim de diferite uleiuri pentru artrită sau artroză, este foarte bine de bea calciu, magneziu, colagen, fiindcă el întărește oasele, așa. Multă lume confundă musca cu elefantul, fiindcă eu am colagen din anii 90. Eu am într-un saltar, în bucătăria mea, un colagen care l-am de mulți, mulți ani. Nu confunda una cu alta. Deja colagenul acela i s-a trecut valabilitatea, nu mai este bun, dar noi trăim sănătos, noi vedem cum. Pentru oasă, nu pot să ies, că suntem atât de mult și atât de multe întrebări, așa. Cimbru este sălbatic pentru sălbatic? Nu. Cimbru este când noi facem borșuri. Cimbru se vinde în orice piață. Dar cimbrușorul este acesta, așa la mine. Cimbrușorul, eu l-am uscat când l-am cules vara. Dar cimbrușorul este altă plantă care ia să culege, strânge de pe deal, care ajută foarte bine absolut la tot. Dacă vorbim de dureri de cap, dacă vorbim de dureri de piele sau de boli de piele, sau dacă vorbim că vrem să dăm jos câteva kilograme, sau dacă vorbim că vrem să bem ceva ca să nu fie să nu avem apetit de mâncare. Totuși este totul diferit, lucruri diferite. Eu sunt gata, dacă tu vrei să slăbești, așa, cu mâna pe inimă, voi deja mă știți, voi deja mă cunoașteți cine sunt, da? Voi deja mult și eu și în live, într-o toată ziua, într-o în fiecare 2 ori pe săptămână, pe canalul meu de YouTube sunt, fac gimnastic cu voi, dar eu de mâine încep un post puternic și cu siguranță voi slăbi, cu siguranță azi să observați, așa, cu mâna pe inimă, merg înainte, nu cad deloc jos, eu vreau să fiu sănătoasă, eu vreau să fiu frumoasă, eu vreau să fiu femeie frumoasă pentru bărbatul meu și pentru copiii mei, da? Fiindcă mulți de voi deja mă cunoaște, cunoaște câți copii am eu, dar eu niciodată nu îi afișez. Așa, eu vreau să fiu bine cu mine însuși, eu vreau să mă iubesc, eu vreau să-mi iubesc femeia din mine, pe Zidana, fiindcă în mine sunt 2 Zidane, cinstit 2, una care vrea să mănânce înghețat și ciocolată, una care vrea să mănânce numai morcov, sunt lucruri,
Aceea care mănâncă morcov, îi spune lui Zidana, nu mai mânca ciocolată, mănâncă morcov, că este mai bine, este mai sănătos. Deci este foarte important ca noi să știm, dragile mele, prieteni. Întotdeauna este o ieșire din situație, nu există nu. Nu există că eu nu pot slăbesc, nu există că eu sunt bolnav, nu există. Noi femeile trebuie să fim sănătoase, noi avem nevoie de sănătate, noi avem nevoie de încurajare, noi avem nevoie de duioșie, fiindcă sunt foarte multe, foarte puține persoane, foarte puține doamne care sunt duioase, foarte multe care sunt triste. Asta este foarte important. Și pentru tristețe este medicament sufletesc întotdeauna, să știți. Dragii mei, pe cineva îmi spun, Doamne, ce frumoasă ești, Doamne, ce frumoasă ești, frumoasă. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc la toată lumea. Am vorbit azi de colon, da? Am vorbit astăzi ce poți iei pentru colon, ce poți iei pentru... oase, calciu, magneziu, potasiu, mangan sau alte vitamine sau chiar ierburi care poți să le faci tu singurică în căsuța a ta. Dar dacă ai o situație care nu știi cum să o rezolvi, eu sunt să te ajut. Eu sunt aici permanent să te ajut. Așa, da? N-am cum să închid live-ul, că am intrat pe 5 minute, 5, sincer, chiar sunt măcar 5 minute, da? Cineva mă așteaptă, a venit o doamnă bătut la poartă, fiindcă multe doamne mă caută, au nevoie de mine și mă găsesc, îmi găsesc adresa, că tot internetul este foarte modern. Bate la poartă, Zidana, 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 câteodată mă iertați, dar eu trebuie să stau cu lacătul la poartă, că nu am posibilitate de vorbi, mă obosesc, am și familia, multă lume mă cunoașteți, eu deja de mult vorbesc cu voi. Așa, încă o chestie foarte bună. Ca să fii sănătos, ca să fii bine. Pe canalul meu YouTube sunt foarte multe detoxuri, foarte multe ceai, foarte multe rețete culinare, dar foarte multe sfaturi de gratis. Cu siguranță, intră acolo, pe canalul meu YouTube, în bucătărie la Zidana. Nu este greu, e suficient să te abonezi și să lași un comentariu. Automat, Zidana, îți ies cu orice video nou. Sunt peste 1000 și ceva de videouri. Cu siguranță, tu îți găsești problema acolo. Dacă tu nu o găsești și ai o problemă mai profundă, de exemplu, problema în cuplu, problema că vreau să slăbesc, mai zi, Dana, vreau să slăbesc 10 kg și nu pot, da? Ajută-mă, ce să fac? Împinge-mă, dă-mi un șut în cur, cum ți-am spus eu, da? Un șut în fund. Așa, eu te ajut cu mare drag, indiferent că fii tu sărac, fii tu bogat, fii tu frumos, fii tu de psom, nu fii tu gătită, eu întotdeauna te ajut, eu întotdeauna îți dau un sfat bun ca să slăbești sănătos și frumos, că este foarte important pentru noi. Așa, câteva detoxuri pe canalul meu YouTube sunt cu terciuri, dar sunt, nu mă poate să ții femeile cele mai curajoase. Da, poți să intri! Da. A vrut polien? Hai, așteaptă-mă puțin, încă o dată. Așa, eu cheamă încoa și să o cheamă încoa să o sărut eu. O vin cineva la poartă, eu nu știu cine, eu vă arăt cine a venit. Clar că... Ai încoleacă, e doamnă ori domn? Doamnă. Hai, vin încoa că eu sunt în live. Uite, eu prima dată o cunosc, așa s-a întâmplat. Eu prima dată o cunosc, hai să o pup, ești frumoasă. Ești vizit în live acolo. Da. Ești frumoasă, miroase bine, miroase a parfum. Nu știu cine este, cu siguranță a venit cu un sfat sau să-i dau ceva. Așa. Cum te cheamă? Eugenia. Eugenia o cheamă. Nu știu cine, pe cuvântul meu de cine să-i drept? Corect. Cu mâna pe inimă, eu nu știu. Ok, mă las, Eugenia, două minute, termin și îți dau tăi. Cristi, te rog, dă-i lui doamnă și servește cu o cafea și cu un ceișor. Așa, n-am știut cine, cum v-am spus că întotdeauna este poarta, cineva bate la poartă. Cristi, închide-mi, te rog, ușa, te rog frumos. Cristin este ficiul cel mai mare al meu. Așa, multul mă întreabă, cine este Cristin? Cine este Cristin? Cine este Cristin? Da? Mai am în afară de el. Așa, n-am știut, nu o cunosc, mă rog, trebuie să mă salut, să vă arăt ce vouă. Așa, întotdeauna găsim o situație, întotdeauna găsim o ieșire în situație. Chiar dacă bărbatul e alcool, chiar dacă bărbatul tău, deci, are kilograme în plus. Eu foarte mult vorbesc cu persoane străine, care eu nici nu le știu. Eu foarte mult ajut persoanele străine. Doamne, câtă energie îmi dă persoanele care sunt străine, care nu mă cunosc. Atâta bunătate în oameni, atâta suferință, atâta întotdeauna
e bine să-i ajuți. Întotdeauna e bine să-i dai un sfat. Întotdeauna e bine să-i dai o mână de ajutor. Indiferent dacă el e bogat sau indiferent dacă el este sărac. Așa. Ai un suflet minunat. Mulțumesc frumos. Ești deosebit. Mulțumesc frumos. Dragii mei prieteni. Așa. Încă o dată vreau să intru cu detoxul mâini. Mâini încep cu postul. Mâini încep cu un detox în afară de post. Clar că este un detox în câteva reguli care eu trebuie să le fac. Mâine încep și vă promit, așa, uite, eu am scriu în life-ul ăsta, life-ul de azi, vă promit să slăbesc, așa. De mâine vreau să slăbesc 8 kg, da, eu nu am nevoie și știu că cineva a să spun și Eugenia, da, Eugenia pe urmă să vadă life-ul. Zidana nu ai nevoie, da, eu nu am nevoie, dar eu vreau pur și simplu pentru mine să încerc. Fiindcă eu sunt iubită așa cum sunt eu. Voi mă cunoaște, eu sunt o femeie cu formă. Eu nu am. Așa. Nu am. Eu sunt o femeie cu formă. Eu am de toate. Dacă Doamnul m-a înregistrat cu de toate. Da, Domnul. Da? Dar aș vrea, am transpirat vorbind, dar aș vrea să încerc. Să încerc ca să văd dacă aici pe mine m-a ajuns și clar că eu am spun totul la pas cu pas ce am făcut, cum am făcut. Absolut pe toată lumea vă ajut. Găsesc timp pentru toată lumea. Astăzi este duminică. Încă o dată, cu iertare, fiindcă mâine se începe post. Dacă arăți minunat, mulțumesc, Diana, eu astăzi am vorbit de tine, draga mea, Diana, nu știu dacă ai auzit. Așa, de mâine, pentru mine, schimbă viața, fiindcă eu încep, hai să zicem așa, până la Crăciun, fiindcă eu am să fac Crăciunul pe data de 24, am să fac Crăciunul pe data de 6, am să fac Revelionul, am să fac toate sărbători. Și mai ales că vine ziua lui Maica mea și face o vârstă foarte frumoasă. Așa, clar că eu trebuie să merg înainte. Persoanele care m-au întrebat de detox, mă scrieți în privat, pe WhatsApp, eu vă scriu. Dacă eu nu dovedesc, eu întotdeauna deci arunc familia ta la altă persoană care să te ajute. Eu, dacă spun că te ajută, eu ajut, eu îți dau, ca să vorbesc cu medic, numai care el știe. Eu niciodată nu îți dau cu un medic care el e zero sau care nici două clase nu are. Eu întotdeauna te dau un sfat care să te ajute. Sirius, din Chișinău, sunteți din Chișinău, aproape, nu din Chișinău. Așa, dragile mele prieteni, încă o dată, vă promit că mâine este... Să începe postul cu iertare pe toată lumea, dar eu nu sunt persoana care să obișnuiesc pe nimeni, eu niciodată nu am obișnuit pe nimeni, dacă știu, niciodată nu am răspuns urât, nici, eu am răspuns tolerant frumos, da? Dar clar că au mai fost și comentarii care m-au jignit, ok, m-au jignit că a vrut să jignească și să facem, mergem înainte. Femeia trebuie să fie frumoasă. Mâine începem postul, mâine ținem postul cu toată lumea, cu iertare. Femeia trebuie să fie înțeleaptă. Femeia trebuie să fie gingășă, blândă, duioasă, bună și clar că frumoasă pentru familia ei și pentru soțul ei. Diana Ciobanu, suntem 1200. Dacă ai fi în locul meu, te-aș lăsa pe tine să vorbești puțin. Dar cu siguranță, Diana, îți promit că facem o live, intrăm în live amândouă ca să vorbim cum tu ai slăbit, ce ai făcut, îți promit, fiindcă multe din Doamne să mă trebuie. Diana, dăm și eu să vorbesc. Să văd cum. Așa, sunt mulți bărbați care au peste 150 kg, hai să zicem așa, chiar și din România, chiar din Rusia, chiar din Republica Moldova. Nu-ți speria că eu îți găsesc ajutorul, nu-ți speria că nu există cuvântul nu pot. Nu vreau, da, dar nu pot, nu există. Așa. Ești un suflet minunat, Zidana. Dragii mei prieteni, da, astăzi e duminică. Eu vă promit că să mai intru și duminică, că n-am știut că suntem atâtă multă lume, am ajuns la 1300 și 1400 astăzi, da? Dar eu vă doresc sănătate. Mă rog, din mă iertați că mâine se începe duminică. Vă doresc sănătate. Cine are nevoie de un ajutor, este telefonul acolo. Deja sunt 62 de inimioare. 62. Atunci am scris pe WhatsApp de gratis, că eu nu vreau ca să sun să cheltui bani, da? Și eu întotdeauna, ok, mai târziu, te sun în 2 minute sau vorbim față la față, ai ajutor. Multă lume m-au sunat și au început a plânge, da? Dar totuși găsim toate ieșirile din situație. Eu vă salut cu mult, mult drag, vă doresc sănătate, un post bun, un post cuvintat.
vom face diferite live-uri mai înainte. Nu fug de voi, miercurea clar cu întrebări și răspunsuri, ca de fiecare dată, la una întrebarea este, la o persoană este întrebarea mai profundă, la altă persoană întrebarea este mai ușoară, dar întotdeauna o găsim, întotdeauna găsim rezultatul de la problema noastră, de la situație. Aici nu mai zicem problemă, da? Nu uităm de candelă. Candela trebuie să arde tot postul. Îți cumpere un litru de ulei, nu jelie. Un litru de ulei este un euro, să zicem așa. Dar ei trebuie să ardă pentru liniștea ta, pentru familia ta, pentru familia ta să fie sănătoasă, să-ți fie și soțul, și copii, și nepoții, toată lumea. Dacă noi să ne învățăm unul de la altul să fie sănătos, să duci o viață sănătoasă, să-ți dau un sfat cum slăbești, să-ți dau un sfat cum să iubești viața, asta e foarte important, să-ți dau un sfat cum să-ți iubești familia, să-ți dau un sfat cum să slăbești frumos, așa, sunt lucruri foarte interesante, deci întotdeauna ți-l dau, mai târziu, mai devreme, dar ți-l dau, dragii mei, prieteni, fiind femeile, trebuie să fii frumoasă, femeile sunt icoana casei noastre, femeie trebuie să fie puternică, înțeleaptă întotdeauna. Știți care este înțeleaptă? Aceea care nu se bărfește, aceea care nu răspunde urât, aceea care pleacă capul în jos. Femeia înțeleaptă este foarte greu de găsit, dar noi singuri suntem bravo, suntem buni la suflet și suntem înțelepți, cu ajutorul Dumnezeu clar, da? Că nu putem să fim înțelepți și aici gol, da? Ca să mergem pe lângă cineva și să-i tuflim un picior înșut că tu ai cerut un leu de la mine. Nu! Noi suntem bravi, noi facem diferite când intrăm în post, facem diferite lucruri de sănătate, lucruri binecuvântate, Dumnezeu ajută, Dumnezeu a împărțit pâinea, da, și vinul, și noi împărțim pâinea și vinul dacă este nevoie, da? Eu vă salut, Doamne ajută, și vouă, Doamne ajută, care mâine începeți postul sau care deja aveți postul, că știu că la catolici deja postul a început, vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, numai bine. Dragii mei, eu nu fug de la voi, de fiecare dată vin aici cu diferite sfaturi, dacă nu cu ierburi, cu surplusuri de vitamini, dacă nu surplusuri de vitamini, cu diferite, să zicem, ceaiuri, dacă nu cu ceaiuri, cu uleiuri, dacă nu cu ulei, cu tincturi, dacă nu cu tincturi, cu pulbere, da, cu ceva întotdeauna găsim ca să ieșim din greutate, ca să ieșim din scârba noastră, din durere, din boala noastră. Ești talismanul meu, mulțumesc frumos! Zidane, ai niște ochi albaștri. Da, eu am ochii albaștri. Hai să vă dau să vă arăt. Da? Nu sunt linzi, nu sunt mic. Sunt ochii mei albaștri. Ia. Se vede foarte bine. N-am niciodată în viața mea, n-am pus linzi. Niciodată nu am o injecție, un butox, nimic. Am gura mea, niciodată nu am nimic. Totul este a meu, totul este a altru. Părul este a meu. Tot. Câteodată îmi spun, Zidane, tu ai păr pur. Nu, pus, nu, dragii mei, este părul meu. Ia uitați-vă, da? Așa, părul meu. Deci, Dana, tu ai buză pusă, nu, tu ai ochi puși, nu, este totul la meu, ia uitați-vă, da? Am eu totul absolut, nu am nimic, este totul natural. Zidana, tu ți-ai scos burta, nu am făcut nimic, dragii mei prieteni, fiindcă eu iubesc viața, eu iubesc sănătatea, eu mănânc sănătos, eu iubesc familia, eu iubesc soțul meu, dacă e aici, da? Eu iubesc părinții, eu iubesc mama, eu iubesc copii și eu iubesc familia mea. Eu vreau să fiu sănătoasă. Eu vreau să fiu curajoasă, eu îl iubesc pe Dumnezeu, este foarte important și asta, da? Eu îl iubesc și la mine n-are cum să îmbolnăvească familia. La mine trebuie să fie numai bine și roz. Așa, cuplurile în familie. Că bă, este și problema cu cuplurile. Dragile mele prieteni, avem răbdare. Dragile mele prieteni, fim duioasă femeile, care mă les la bărbați, care mai cinstesc, care fumează, care se droghează. Deci avem răbdare. Că femeia, dacă vrea să aibă o familie frumoasă, dacă vrea să aibă o familie puternică, ea schimbă totul. Credeți? Da, Zidana, că nu poți să îl scapi bărbatul meu ca de alcoolic. Îl scapi. Crede-mă că întotdeauna este ieșire din situație. Nu există cuvântul nu, da? Există cuvântul nu vreau, da? Nu vreau. Dar nu există. Ești o minune, foarte corect vorbești, Dumnezeu să te ajute, ești foarte frumoasă. De mâine încep post, de mâine încep un detox puternic și apoi vorbim cu toatele, da? Cum am fost, deci voi mă cunoașteți deja, cum am fost și cum voi fi și cum voi rămâne. La Crăciun
Așa, eu voi fac, eu am făcut deja brad frumos, frumos, vă-l arăt, am și imediat îl pun, un brad frumos mai l-am făcut eu aseară cu copiii. Vreau să fiu la masa de Crăciun frumoasă, vreau să am putere, vreau să fiu duioasă, zâmbitoare. Încearcă și tu, promovezi sănătatea, tot, absolut, ce-i sănătos. Eu niciodată nu promovez răul, răutatea, spurcășiunea și cei care sunt mai răi. Nu, eu promovez frumosul și sănătatea. Și voi sunteți frumoase, și voi puteți, și voi doriți, și voi puteți, trebuie să aveți o familie frumoasă. Persoanele care mă privesc nu mai trebuie să mă lipsească de la mine, numai cu bine. Rău nu are cum să mă lipsească. Toate persoanele care mă privesc, eu vă transmit așa o bucată de energie, că să fiți foarte bine sănătoase. Așa, știu că suntem multe în live, foarte multe. Cine nu este abonat la canalul meu de YouTube sau au nevoie de un tratament, e suficient pe YouTube. Tratament Zidana, automat îți ies. Pe pagina mea de Facebook, în bucătărie la Zidana, sunt absolut, toată ziua vin noi, distribui, aruncă, fă un bine, lasă un comentariu, că comentariul tău este foarte important pentru mine. Eu vă iubesc. Vă transmit sănătate cu toată inima mea. Da, eu sunt bine dispus, ca fiecare cineva. Ești bine dispus. Eu în fiecare dată sunt bine dispus. De fiecare dată sunt duioasă, eu nu mă cert. Eu, dacă să nu credeți, așa, cu mâna pe inimă, eu sunt o persoană, eu sunt femeie, care niciodată, o mai repet, nu mă cert cu soțul meu. La mine în casă nu e posibil, Zidan. Ba da, dragile mele prieteni, e posibil ca să fii duioasă, ca să ai răbdare, fiindcă femeia trebuie să aibă foarte mare răbdare, foarte. Femeia înțeleaptă trebuie să aibă răbdare. Noi am avut răbdare că am crescut greu de copii. Noi am avut răbdare unii care au fost lăsate de bărbați, au trecut prin divorț și au crescut copiii cu greu. Noi am avut răbdare că am ajuns în diaspora și lucrăm pentru cineva și strângem căcatul și pișătul cuiva, da? Și deci avem răbdare și asta, noi ne îmbolnăvim, dar trebuie să fii bravă, trebuie să fii duioasă, trebuie să fii sănătoasă. Dacă tu în sufletul tău e curat, e bine și tu duci o viață sănătoasă, crede-mi că totul s-a schimbat. Talismanul meu, așa, mă rog de mă iertați, iartă-mă. Eu primesc numai inimioare astăzi, numai inimioare, primesc salut Cristi. Așa, și încă o dată cu iertare, eu încep mâine postul, mă rog de mă iertați, așa, vă doresc sănătate, dacă ai nevoie de un ajutor, dacă ai nevoie de ca slăbi, te ajut în tot ce ai nevoie. Este o doamnă superbă, de fiecare dată voi intra aici cu voi. Așa, mă iubesc, nu mă iubesc, dar eu știu că mulți din voi mă iubesc. Vă salut cu mult drag, o duminică cât mai frumoasă și binecuvântată la toată lumea. Și să vă păzească Dumnezeu, rămâneți cu Tatăl nostru, rămâneți cu Dumnezeu, rămâneți cu tot ce vreți voi, dar cu familia frumoasă.